Bună seara, bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție Actual Regional, 23 iunie 2020. Sper că ai mei colegi au rezolvat problemele tehnice care au apărut, probleme inerente, deci nu ne facem nicio problemă noi de aici din platou, să nu o faceți nici dumneavoastră în fața televizoarelor. Avem mai multe teme foarte interesante pentru ziua de astăzi. Din păcate, trebuie să începem cu ceea ce se știe deja în țară, mai special aici la Cluj. Vom discuta despre focarul de la Institutul Inimii, care a luat amploare, să vedem în ce stadiu se află. Vor fi alături de mine prefectul de Cluj, domnul Mircea Brudean, și domnul conferențiar dr. Adrian Molnar, directorul medical al Institutului Inimii Nicolae Stăncioiu, după care vom aborda tema tifului. Dacă suntem în această perioadă, nu avem cum să nu ne interesăm la cei de la TIF, mai precis la Oana Giurgiu, director executiv TIF, care sunt noutățile la zi, cele mai calde noutăți, iar la final despre centrul de interes, ce pregătește acest centru, veți afla la momentul respectiv. Spun bună seara domnilor Mircea Brudean, prefect de Cluj, și domnului Adrian Molnar, director medical la Institutul Inimii. Bună seara, domnilor! Bună seara! Așa cum am spus-o și în preambulul ediției de astăzi, la Institutul Inimii Nicolae Stăncioiu, dau citire unei știri făcută de colegii mei, cred că ieri a fost făcută știrea, din Cluj-Napoca, numărul cazurilor confirmate a crescut considerabil în ultimele zile, 14 cadre medicale și 9 pacienți au fost depistați ca fiind purtători de coronavirus. Vă întreb, domnilor, noutăți față de aceste date. În primul rând îl întreb pe domnul director Molnar, pentru că domnia sa păstorește această instituție clujană, dacă s-au mai schimbat datele problemei, domnule director. Da, a mai apărut astăzi un caz al unei asistente medicale care s-a întors din concediu, deci nu este un caz, nu este un virus luat din institut, a venit cu el din concediu. Din păcate s-a confirmat astăzi dimineață și s-au luat măsurile necesare. În rest, alte cazuri nu au mai apărut, cel puțin până la ora actuală, în ciuda testării masive a personalului și a cum pacienților. Cum se întâmplă această testare? Ca să mai revenim și la aceste chestiuni pe care le spunem și noi, le spuneți și dumneavoastră de nenumărate ori, dar să înțeleagă și să conștientizeze cât mai multe chestiuni publicul telespectator. Testările s-au făcut la noi în institut. În primul rând, toți pacienții care au fost internați de la începutul pandemiei au fost testați la internare, deci n-a intrat niciun pacient pozitiv. Cei care veneau în urgență erau testați, apoi li se aplica procedura de urgență pentru salvarea vieții și ulterior, în funcție de rezultatul testului PCR, erau fie menținuți în institut dacă erau negativi, fie erau mutați în altă unitate medicală care era destinată pacienților cu COVID pozitiv. După relaxare, după data de 1 iunie, după ieșirea din starea de urgență, prin închiderea altor spitale și revenirea la starea normală, numărul pacienților a crescut foarte, foarte mult la noi în institut. Pacienții au fost în continuare... Deci în care perioadă, ca să o fixăm cât mai bine? După 1 iunie. Atunci au apărut primele cazuri, da. Până atunci n-am avut niciun caz pozitiv în institut. Ulterior, prin aglomerarea cazurilor grave în institut, sigur că au fost pacienți care au venit cu teste negative, dar care s-au pozitivat ulterior, după 2-3 zile. Am înțeles. Domnule prefect, multă lume crede că, de fapt, vorbim despre primele semne ale valului 2. Se știe foarte bine că nu acesta. Deja au apărut, au discutat, au explicat foarte mulți specialiști și din țară și de peste hotare că nu acesta este valul 2 despre care s-a tot vorbit. Da, într-adevăr, nu cred că putem vorbi de un val 2 în condițiile în care nu cred că am trecut de primul val al pandemiei. Pentru că, după cum am putut observa cu toții, am avut o descreștere importantă a numărului de cazuri
vorbesc de județul Cluj, unde am avut vârful epidemiei pe 4 mai, 223 de cazuri pozitive internate în cele 4 spitale COVID. Am ajuns la finalul lunii mai, început de iunie, în prima parte a lunii iunie, de fapt, la 31 de cazuri pozitive din județ și iată, astăzi suntem la un număr total de 93 de pozitivi internați, din care 69 din județul Cluj. Deci, în continuare, suntem încă în primul val al pandemiei, epidemiei. Cu siguranță nu am scăpat de acesta. Iar toate măsurile de relaxare treptate care s-au luat până în prezent de către guvern, normale și așteptate până la urmă de toată lumea, evident că au dus la această creștere oarecum așteptată a numărului de cazuri pozitive, mai ales în condițiile în care, spunea și domnul profesor, valul foarte mare de pacienți care așteptau să fie tratați, vorbim de Institutul Inimii, care are un specific aparte, evident că acolo vorbim de salvarea vieții, pentru că oamenii se duc cu urgențe majore. La fel vorbim și de Institutul Oncologic, pentru că și acolo am avut un număr destul de mare de dacă luăm pozitive. Așa clinicile, spitalele, poate ne faceți un tur de astfel de instituții cu datele de rigoare. Am avut Institutul Oncologic cu un număr de pacienți pozitivi, tot așa, în jurul datei de 5 iunie au fost 2 pacienți, de la care a plecat un mic focar, s-a ajuns la 14, cred, în total, din care și personal medical. În prezent, situația este sub control acolo, așa cum este și la Institutul Inimii. Cele două institute care sunt, până la urmă, unități medicale de elită și cu impact regional, cel puțin pentru că vin pacienți aici din toată țara, de fapt, nu doar din Transilvania. Așa este. Până la urmă era oarecum de așteptat să se întâmple asta, pentru că vorbim de un aflux foarte mare de pacienți la Institutul Oncologic, 500 de oameni pe zi, la Institutul Inimii iarăși foarte mulți cu urgențe majore, până la urmă era inerent să se întâmple acest lucru. În condițiile în care, după cum spunea și domnul profesor, în perioada de stare de urgență nu au fost semnalate cazuri pozitive la Institutul Inimii și foarte, foarte puține la Institutul Oncologic. Domnule director Molnar, efectul relaxării din toate punctele de vedere și efectul revenirii la normal a sistemului medical, oarecum la normal, pentru că el se desfășoară în niște condiții epidemiologice. Domnule director Molnar, spuneți-mi, vă rog, s-a dat peste cap programul curent al Institutului Inimii, adică ați fost nevoiți să regrupați unele secții, saloane, mă rog, procedura care e implicită. A fost dată peste cap activitatea în Institutul Inimii, la clinica de cardiologie nu mai internăm urgențe, deci toate urgențele au fost preluate de clinica medicală 1 până, sperăm, până la sfârșitul săptămânii, când vom încheia testarea personalului, curățenia, dezinfecția și vom reintra în normal, sper, de luni. În partea de chirurgie, unde n-am avut pacienți pozitivi și am avut doar 2 cadre medicale care sunt, una dintre ele era înrudită cu un cadru medical din partea de cardiologie și s-a pozitivat și a fost izolată și încă o persoană care astăzi a fost confirmată pozitiv și care de fapt s-a întors din concediu și nu a luat din institut. În rest n-a avut niciun fel de probleme, continuă încă testarea personalului de la chirurgie. Noi asigurăm urgențele de chirurgie pentru că nu avem unde să le dirijăm altundeva, sigur cu toate măsurile de rigoare ca și până acum. Și sperăm că de luni vom reîncepe internările cazurilor cronice programate care așteaptă să vină să fie operate la institut. Am înțeles. Domnule prefect, când ați dat acele date, acolo au intrat și asimptomaticii? Da, vorbim de pacienți pozitivi, indiferent că sunt asimptomatici sau simptomatici, forme grave, ușoare, toți sunt în acest moment internați în cele 2 spitale COVID, respectiv boli infecțioase și pneumofiziologie. La momentul la care discutăm, la nivel de județ Cluj, cum stăm cu cei care sunt internați la ATI? În momentul de față avem în total 3 persoane pozitive internate la secție de ATI, din care 2 sunt din județul Cluj. Deci stăm bine în acest moment. Deci stăm bine la acest capitol, pentru că în alte județe, în alte municipii, numărul acesta este destul de mare. Domnule prefect, ce n-am făcut bine? Sau ce nu s-a făcut bine? Sau era inerentă această perioadă intermediară, hai să-i spunem așa?
Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al specialiștilor cu care ne consultăm în permanență, această creștere este, repet, așteptată. Pentru că vorbim de niște măsuri de relaxare a populației, oamenii sigur că abia așteptau să iasă din casă, sigur anumite condiții. De asemenea, sistemul sanitar își revine încet încet la normal, lucrul ăsta generează o aglomerare din toate punctele de vedere și inerent apar și aceste cazuri pozitive. Este de rămâne de văzut și de așteptat și de analizat în perioada imediat următoare dacă această creștere se menține sau se va reveni la trendul negativ de descreștere pe care l-am avut în ultima perioadă. Pentru că vă spuneam, la Cluj am ajuns la un număr foarte mic de pacienți internați, 31. De asta v-am și întrebat. Și în cazul în care, eu sper să nu fie așa și sperăm cu toții să nu fie așa, să crească în continuare acest număr al pacienților. A fost, așa acel, hai să-i spunem, spital de campanie amplasat în sala polivalentă. A fost dezasamblat, a fost parcat undeva. Putem să ne așteptăm, domnule prefect, la o adică ca să fie reasamblat acel spital de campanie? Evident, așa cum am spus și la momentul la care am inițiat acest proiect împreună cu domnul primar Emil Boc și cu partenerii privați pe care i-am avut, spitalul, mă rog, unitatea suport, pentru că nu este un spital până da, la urmă, așa este. Este la dispoziția noastră atunci când avem nevoie de ea. A fost evident dezasamblată în condițiile în care sala polivalentă are niște activități care trebuiau să se desfășoare acolo, activități sportive, sigur, după normele în vigoare, dar în orice moment ea poate fi pusă din nou în funcțiune, vorbim de 2-3 zile necesare pentru a fi reasamblat. Însă până să ajungem la această unitate suport, sigur că mai avem la dispoziție unități medicale pe care le putem reactiva ca și spitale COVID. Vă reamintesc că am scos din linia COVID cele două spitale care și-au reluat activitatea, vorbim de Clinica de Recuperare și Clinica Medicală 1, cu mențiunea că dacă situația epidemiologică va evolua negativ, putem în orice moment să revenim la situația anterioară cu cel puțin unul din aceste spitale. Sperăm să nu fie nevoie, pentru că în acest moment avem locuri suficiente în cele două spitale COVID pe care le avem la dispoziție, în condițiile în care sunt internați și destul de mulți suspecți care așteaptă rezultatul testelor PCR, în condițiile în care ei sunt negativi, evident că pleacă și nu mai ocupă locuri în aceste spitale, ca orice pacient cronic se duce pe secția pe care urmează să fie tratat. Deci în acest moment lucrurile din acest punct de vedere sunt sub control, dar dacă va fi nevoie, cu siguranță vom avea la dispoziție și unități medicale și unități suport. Deocamdată am înțeles că la întâlnirea de astăzi, azi la prânz, a avut loc întâlnirea între președintele Klaus Iohannis și foarte mulți miniștri, inclusiv premierul României. S-au discutat, pare să doar probleme economice, adică din sfera economicului, mai puțin despre ce se va întâmpla după 1 iulie, după 15 iulie. Să sperăm că nu vor crește aceste cifre. Revin la domnul director Molnar. Așa cum l-am întrebat și pe domnul prefect, domnule director, vă întreb ca medic, bineînțeles. Lumea stă și se gândește, totuși, chiar atât de mult a avut de-a face cu creșterea acestui număr al noilor pacienți momentul acela cu relaxarea. Ce ne-am făcut bine? Că n-am, altfel nu știu cum să vă întreb. Nu, această întrebare, dacă nu am făcut ceva bine, este cred că nu și-are locul acum. Noi am încercat să facem totul bine și toată lumea a făcut cât se poate de bine în măsura în care cunoștem această boală. Și această boală nu a fost cunoscută. Și noi ne-am informat în primele zile de la colegii noștri din sănătate ce trebuie să facem, ce au făcut ei, ce au greșit ei ca să nu greșim noi. Și după cum s-a văzut, numărul de cazuri a fost relativ mic în România și cazurile practic confirmate. Pentru că dacă vorbim de
cazurile care sunt la ora actuală și la noi în institut sunt pacienți asimptomatici. În marea majoritate a lor au fost, cred că, 3-4 cazuri care au fost cu sufebrilități în primele zile și care, după două zile de tratament, au devenit asimptomatici. Deci aceștia nu sunt bolnavi de COVID, sunt purtători de virus. Așa trebuie să înțelegeți. La ora actuală, cum spunea și domnul prefect, în spitalele COVID sunt mare majoritate sunt pacienți asimptomatici. Sunt foarte puțini care au simptome. Deci noi îi izolăm în spital pe acești pacienți care în mod normal în alte țări stau acasă. Dar pentru că urmează să avem mai multe informații despre această boală și la ora actuală sunt locuri în spital, noi îi carantinăm în spital și îi ținem izolați, tocmai pentru ca să nu se răspândească virusul așa de mult. Dar pacienți cu adevărat bolnavi de COVID sunt foarte, foarte puțini. Și decesele care au fost în țară și în lume sunt de fapt prin comorbidități pe care le au pacienții. Și să nu uităm un singur lucru. Noi trebuie să învățăm să trăim cu acest virus. Asta am auzit-o de la foarte mulți colegi de ai dumneavoastră, să coabităm cu acest virus. Domnule director, ieri am avut o discuție exact pe această temă cu colegul dumneavoastră, cu profesorul Nicolae Hâncu. Acolo am discutat despre diabeticii care sunt foarte expuși la acest virus de tip nou. Vă întreb pe dumneavoastră, cardiacii la fel? Da. Cardiopatiile, în general, sunt factori de risc foarte, foarte importanți în evoluția acestei boli. De fapt, prin acest virus, atacând în primul rând sistemele de coagulare, boala se localizează și se manifestă grav, mai ales prin microtrombozele care apar la nivelul arteriolelor. Se pare că acesta este mecanismul de acțiune. Și da, bolnavii cu afecțiuni cardiace sunt foarte expuși și foarte sensibili la acest virus și se pare că cardiopatiile, hipertensiunea arterială, printre altele, ca și obezitatea, diabetul, sunt factori de risc major pentru această boală. Da, cardiacii sunt expuși și sunt foarte sensibili la această deci, boală. Deci apel către cardiaci, cei care nu știau până acum, iată, domnul profesor a și lansat un apel, revin la domnul prefect. Dacă toți suntem la capitolul apel, atunci vă ascultăm și pe dumneavoastră. Care este apelul instituției prefectului din județul Cluj în această perioadă? Ce ar trebui și, mai degrabă, ce n-ar trebui să facem, domnule prefect? Este apelul tuturor instituțiilor din România, începând cu guvernul, prezidenția. Ne auzim de fiecare dată, ministrul sănătății, toată lumea spune același lucru și cred că trebuie să fim foarte atenți la ce facem în perioada următoare sau ce nu facem mai exact, pe bine ați spus. Măsurile de relaxare pe care guvernul le-a luat, sigur că erau așteptate și sunt oarecum normale, însă, având în vedere această evoluție pe care o constatăm cu toții, e clar că lucrurile nu se opresc aici. Perioada este extrem de sensibilă, pentru că vorbim de perioada vacanțelor, vorbim de momente în care oamenii în continuare socializează atât cât poate. Iar contactul este unul mult mai prezent, îi spunem așa. În continuare facem apel la responsabilitatea clujenilor de care au dat dovadă și până în prezent. Să respecte acele reguli banale de igienă de care se tot discută în ultima vreme, pe care le cunoaștem cu toți extrem banale, de bine. Banale, dar importante. Să încerce, sigur, sunt cele mai eficiente. Să încerce să nu interacționeze foarte mult, să respecte acele reguli cu privire la grupurile în care circulă, cu privire la terasele unde se află, nu mai mult de 4 persoane și toate elementele pe care le cunosc deja, n-a zis să le repet, doar apel la responsabilitate și la prudență în perioada care urmează, pentru că evident că doar de noi depinde ceea ce se întâmplă de mai departe, dacă această stare de alertă se prelungește sau, în cazul total nefericit, se poate reveni și la situația mult mai gravă prin care am trecut în cele două luni de stare de alertă. Am înțeles. Stimați domni, n-am cum să închei această discuție foarte interesantă cu domniile voastre, fără o întrebare comună. Știți foarte bine că în ultima perioadă, chiar din prima clipă, hai să-i spunem,
de când a apărut acest coronavirus, au apărut pe piață diferite teorii, care au mers până la nivel de SF. Cunoașteți foarte bine, fără să dau eu acum exemple și contraexemple. Teoriile acestea conspiraționiste. Care este părerea medicului Adrian Molnar? Cum le vedeți? Cum răspundeți? Nu, da, în primul rând din îndemn pe toți să creadă că această bolnavie realmente există, acest virus realmente. Colegi de-ai dumneavoastră, domnule director, colegi de-ai dumneavoastră din diferite clinici, din diferite zone ale României, ies pe diferite canale media, fără să dau nume nici de medic, nici de canal, și ne cam explică că, de fapt, vorbim despre altceva. Nu. Deci este total greșit. Și este foarte, foarte riscant să nu crezi că această boală realmente există, pentru că consecințele pot fi foarte grave pentru toată lumea. Cum spuneam, la ora actuală, pacienții noștri, majoritatea sunt asimptomatici, dar să nu uităm ce a fost în Italia, ce a fost în Spania. Vă rog să mă credeți că am discutat cu colegi de-ai mei din Italia în acea perioadă, cu colegi din Germania și așa mai departe, și toți erau absolut îngroziți, terifiați. Deci ei spuneau că așa ceva n-au văzut niciodată și pot să-i cred. Așa încât imaginele pe care le-am văzut la televizor și pe care unii încearcă să le ignore sau să minimalizeze importanța lor, este total greșit din partea lor. Această boală există, această boală afectează în special persoanele vârstnice cu multe comorbidități. Acum, că pacienții nu mor neapărat de COVID, că mor de, știu, insuficiență cardiacă sau insuficiență hepatică sau renală sau în sfârșit, nu are importanță. Dar știți, domnule doctor, de ce își mai pun întrebări unii și alții? Cred eu. Am aici o știre datată azi, 23 iunie, unde scrie așa, autopsiile sunt interzise. De ce? De ce se face treaba aceasta? Pentru că imediat se intră într-o altă zonă. Autopsiile au fost interzise din primele momente și în China și în Italia, pentru că teama de răspândirea virusului printre cei care făceau autopsiile a fost foarte mare. Și este mare în continuare. Au fost făcute totuși autopsii în Italia și în Statele Unite și rezultatele lor se publică acum. Nu, sigur că din punct de vedere științific autopsiile sunt importante și au adus câteva elemente foarte importante în înțelegerea acestei boli și ele vor fi făcute probabil în măsura în care personalul care face autopsiile este echipat corespunzător, riscul de transmitere este mic. Trebuie să învățăm, deci trebuie să înțelegeți un singur lucru. Boala aceasta a fost cunoscută, o învățăm pe parcurs. Probabil că în timp, peste câteva luni, autopsiile vor fi recomandate și vor fi făcute la acest pacient. În momentul de față, multiplele necunoscute probabil că ne împiedică să obligăm sau să indicăm autopsiile la acești pacienți. Peste câteva luni vom vedea. Am înțeles. Domnule prefect, și dumneavoastră ca și noi, numai puțin mai altfel, lucrați cu informații. Și cu informații. Aveți informații vis-a-vis de ce am spus? Sigur, informațiile le vedem cu toții în spațiul public. Din păcate sunt propagate inclusiv de persoane avizate, care cred că ar trebui să fie puțin mai responsabile din ceea ce comunică. Este absurd să gândești că vorbim de o conspirație sau că vorbim de alte elemente decât realitatea. Dar în mod sigur am venit și către dumneavoastră cunoscuți, necunoscuți, siguranță, care v-au spus, domnule prefect, e o dumă. Așa este. Din nefericire, unii dintre ei au ajuns și prin spitale și s-au lămurit singuri că nu este o veste. Deci să-i ferească Dumnezeu pe cei care vorbesc astfel de aberații, să ajungă prin spitale și să constate pe pielea lor că nu vorbim de o glumă. Este o situație cât se poate de reală și, până la urmă, este, cred, o lipsă de respect față de cei care s-au implicat și au fost în linia întâi în toată această perioadă să spui că n-a fost nimic. Nu cred că n-a fost nimic. De exemplu, la Cluj vorbim de peste 2000 de oameni, personal medical implicat în toată această perioadă, care s-a sacrificat din toate punctele de vedere ca să-i trateze pe cei internați. Vorbim de peste 1000 de oameni pe zi din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internului, toată lumea care a fost în stradă în perioada stării de urgență, care
la fel, a participat la tot acest efort. Deci nu cred că putem vorbi de așa ceva, pentru că asta înseamnă să ne batem joc de tot ceea ce s-a întâmplat și de toate eforturile care au fost făcute de toate instituțiile și de toți oamenii angrenați. Cu siguranță refuz să răspund până la urmă acestor... Am înțeles și vă înțeleg și în continuare. Mulțumesc foarte mult, stimați domn, că v-ați făcut timp pentru telespectatorii noștri, în primul rând. Data viitoare să sperăm că vom discuta despre cu totul și cu totul alte teme, atât la nivel de Institutul Inimii, cât și la nivel de instituția prefectului județului Cluj. Mulțumesc foarte mult, a fost domnul Mircea Brudean, prefect de Cluj, și domnul conferențiar dr. Adrian Molnar, director medical la Institutul Inimii Nicolae Stâncioiu, tot din Cluj. Mergem mai departe la actual regional, așa cum v-am promis în deschiderea ediției de astăzi. Vom face o buclă foarte importantă către TIFF, către tot ce înseamnă acest mega festival de film, să vedem ce se poate face. Cel mai bine o știu cei din TIFF, dar înainte de a realiza o nouă legătură Skype, vă propun un material pregătit de colegii mei de la știri. Fascinanta Italia, aflată în vizorul lumii într-un an cu totul neobișnuit, rămâne în centrul atenției și la Festivalul Internațional de Film Transilvania. De data aceasta, pentru cinemaul ei seducător. Pentru cei care vor alege să-și petreacă vacanța de vară la Cluj-Napoca între 31 iulie și 9 august, TIFF propune o selecție generoasă de cinema italiano în secțiunea Focus Italia și o celebrare a unuia dintre cei mai influenți cineași din istorie, Federico Fellini, la 100 de ani de la nașterea sa. Close Up Federico Fellini prezintă 8 dintre bijuteriile sale cinematografice, multe dintre ele restaurate digital. I Vitelloni, La Dolce Vita, Giulietta degli Spiriti, Roma Amarcord, Ela Nave Va, La Voce de la Luna. Maestru al fanteziei, memoriei și dorinței, Fellini a lăsat în urmă peste 20 de filme impresionante, vizual și traversate de o melancolie inconfundabilă. Contribuția unică la cinematografia mondială i-a fost răsplătită cu statuete onorifice la Cannes, Veneția și premiile Oscar, dar și indirect prin nenumăratele creații care îl citează drept inspirație. Nu există final, nu există început, există doar pasiune infinită pentru viață, spunea Fellini. Născut pe 20 ianuarie 1920 la Rimini, regizorul care avea să devină o emblemă a secolului 20 și-a cultivat de timpuriu talentul de caricaturist. Mai târziu, inspirat de imaginea jurnalistului din filmele americane, a decis să exploreze lumea presei. Primii pași în lumea filmului i-a făcut ca scenarist, puțin după împlinirea vârstei de 20 de ani. În 1947 era nominalizat pentru prima dată la Oscar cu scenariul lui Roma, Oraș deschis. A urmat 11 nominalizări și 4 statuete Oscar pentru film străin, Globuri de Aur, Palme d'Or la Cannes, pentru La Dolce Vita și trofee la Veneția. Noutățile cinemaului italian pot fi vizualizate în secțiunea Focus Italia, o selecție de titluri apreciate în marile festivaluri. Am revenit în platou, între timp s-a rezolvat și cu noua legătură Skype, Oana Giurgiu, director executiv TIFF. Sărut mile, Oana, bine ai revenit în emisiunea noastră. Bună seara! Cred că acum suntem cu ceva mai optimiști față de o discuție pe care am avut-o acum vreo două săptămâni. Păi dacă suntem cu minți, da. Și cât de cu minți ați fost? Noi am fost cu minți, dar trebuie să fim toți cu minți ca să fie totul bine. Așa am aflat foarte de la bine știri. Cu acest moment, Federico Fellini, multă lume se bucură pentru această veste și dacă e Federico Fellini, atunci înseamnă că toate celelalte sunt bune și frumoase. Asta, că viața va fi dulce, așa asta vrei să spui. Aici vreau să bat. Am înțeles. Care sunt cele mai importante, cele mai proaspete știri, informații față, vis-a-vis de tot ce înseamnă TIFF? Noi ne-am pregătit deocamdată să spunem doar că va fi acest Focus Italia și vor fi aceste filme clasice pe care le vom putea vedea, revedea. Să vă mai spunem că o să continuăm această tradiție noastră cu competiția locală și că așteptăm în continuare filmele. Da, oricum întrebam și eu despre competiția locală, să vedem ce ne spui despre ea. Păi nu spun decât atât, că ne așteptăm să primim cât mai multe filme până săptămâna viitoare. Avem un deadline pe data de 30 iunie.
Sper că va fi, că ați fost creativi, dragi clujeni, în această perioadă. Ca de fiecare dată, sigur. Nu, dar cred că a fost o perioadă bună și destul de prolifică, mă gândesc eu, pentru cei care își doresc să fie filmmakeri amatori, care, cine știe, poate vor ajunge chiar profesioniști. Să spun că suntem în așteptarea unor decizii privind deschiderea cinematografelor. Sperăm că lucrurile vor merge spre bine de acum înainte. Și asta că cu cinematografele mi se pare așa mai cu cântec. Deocamdată pare să că cele în aer liber sunt mai sigure, nu? E foarte adevărat, dar noi să nu ne pierdem niciodată optimismul. În nicio situație nu ne-am pierdut optimismul și suntem siguri că lucrurile vor merge spre bine și poate că se va întâmpla și acest lucru. Noi cumva suntem specialiști, iată, anul ăsta în scenarii. Bine, nu numai noi suntem specialiști în scenarii. Da, da, da. Așa că avem scenarii pentru orice situație, dar, într-adevăr, vor fi... Va fi un festival foarte estival. Asta înseamnă că vom ieși mult în aer liber, în natură și că sperăm să putem să întrunim, să spunem așa, toate planurile pe care ni le-am făcut. Respectiv... Da, așa cum zic și colegii mei, se va consuma acum vremea rea în aceste zile, săptămâni, că avem, slavă Domnului, parte de vreme rea și exact pe perioada plănuită pentru TIFF, 31 iulie 9 august, da? Bine zic? Atunci va fi vreme superbă și văd deja câteva locații în aer liber. Să mă uit aici să nu greșesc. Institutul francez, nu. Sunt locațiile tradiționale. Julius Park Open Air. Ce aveți nou față de cu ce eram obișnuiți? Noi ne dorim să facem niște proiecții și în, și în, în curtea Muzeului de Artă. Nu știu dacă să zic sau nu, dar da, avem niște parteneriate și cu alte festivaluri care... Păi chiar te rugăm să ne spui că vara aceasta avem și nevoie de o știre beton de la tine, chiar mai multe. Ce vreau să spun este că ne dorim să ne unim forțele și cu celelalte festivaluri din Cluj, astfel încât să fie 10 zile pline. La care festival te referi? Ei, uite că asta nu o să spun. La colegii noștri din... Adică atunci te întreb altfel, Oana, mergem împreună la Bonțida? Mergem și la Bonțida, ca de obicei, mergem și la Vlaha, ca de obicei. Da. O să mâncăm și bine, o să ascultăm și muzică bună. Și ghicitoarea mea, care e celălalt festival, da? Nu, sunt mai multe, nu e numai unul. Deci sperăm să putem să ne ținem de toate planurile astea. Mi-e frică să zic ceva mai mult. Văd că vorbești foarte sincopat și nu-mi dau seama de ce. Pentru că, cum ne spune domnul Arafat, trebuie să fim cuminți și lucrurile vor sta în regulă. Bine, dar la organizarea festivalului domnul Arafat nu prea are ce face. E adevărat, dar cumva ne ajută să fie o evoluție bună a lucrurilor până atunci. În mod sigur, așa va fi. Putem să trecem în revistă un pic și Biertanul, dacă zic Biertan, atunci? În primul rând, anul acesta, festivalul de la Cluj, TIFF, are o secțiune care e dedicată filmului horror, o secțiune care se numește Lună Plină, a căpătat numele festivalului mai mic, pe care noi îl facem de câțiva ani buni în Biertan. Biertan este un sat săsesc, care este undeva între Media și Sighișoara. Este locul în care Biserica Fortificată e un monument UNESCO. E un loc foarte frumos, unde se întâmplă acest festival mai mic, dedicat filmului horror și fantastic. Anul acesta, din cauza TIFF-ului, suntem obligați să-l mutăm un pic. Se va întâmpla la finalul lunii august, începând cu 20 august. Este un weekend, practic, prelungit.
Și cum spuneam, el decurge cumva din această secțiune de film horror și fantastic care va fi la TIFF, începând de anul acesta. Mă roagă producătorul emisiunii Vasile Hotea, pe care îl cunoști bine, zice așa: nu suntem noi îngroziți și speriați destul cu toată problema asta, mai avem nevoie și de festival horror. Aici este o mică minciunică, pentru că domnul Vasile Hotea este unul dintre iubitorii acestui festival. El cred că va primi... Vasile Hotea a făcut acum legătura între situația actuală, situația sănătății națiunii cu acest festival. Ce e foarte interesant, nu la Jumii Horror, dar ce e foarte interesant este că scenariul în care jucăm cu toții de câteva luni bune este un scenariu care respectă niște reguli ale filmului de gen. Probabil că cei care au fost și au urmărit filmele din această zonă, să spunem, au fost mai pregătiți decât noi, care poate că eram obișnuiți cu drame, comedii. Ei au fost, uite, iată, avem în imagine niște exemple de astfel de infection films. Bun, revenim un pic la TIFF. Cred că trebuie să le luăm cu umor pe toate și să ne bucurăm de fiecare lucru, că eu cred că și într-o situație în care am fost de izolare, am avut multe lucruri de făcut, am putut să vedem multe filme, am putut să citim, am putut să ne vedem de ale noastre, să ne punem lucrurile în ordine. Eu cred că le-am tot pus și acum uită că toate sunt ordonate. Revenind la TIFF, Oana, pe de o parte, care sunt lucrurile certe pe care le știți ca și organizatorii de festival și care sunt năzuințele voastre, care sunt dorințele, care sunt visele care încă mai așteaptă undeva? Lucrurile certe sunt faptul că putem să avem proiecții în aer liber. Știm că în acest moment toate evenimentele se pot face cu maxim de 500 de persoane în public. Încercăm să facem să pregătim un scenariu, cum spuneam, în care filmele să încapă, filmele pe care noi le-am plănuit în aer liber. Și să găsim soluții tot așa ca ele să fie văzute și pe timpul zilei. Năzuințele ar fi lucrurile să meargă spre bine, cum spuneam, și să fie permis un număr mai mare de participanți la proiecții în aer liber și ideal și în interior. Sigur că ne imaginăm că cinematografele nu o să funcționeze la capacitatea lor întreagă, ci probabil că la o capacitate mai mică, însă asta ar fi ideal să putem. Avem exemple deja unde s-a dat drumul la cinematografe? Sunt multe țări în care s-a dat drumul și deja. Și la noi inclusiv... nu se dorește treaba aceasta, da? Nu cred că e vorba așa, cred că este o precauție a autorităților și a celor care... Dar vezi că acum, chiar acum am avut înainte de discuția cu tine, o discuție cu prefectul de Cluj și cu un director de clinică și știm foarte bine la nivel de țară că pare să că ăsta încă nu e valul 2, dar ceva a apărut, un intermezzo neplăcut. Cumva acum toți ne pricepem, am început să ne pricepem la probabilități. Da. Nu e lipsit de cumva mă așteptam să se întâmple ceva de genul acesta, nu așteptam să crească, dar să se mențină cumva la o formulă constantă și eu cred că acolo trebuie să tindem către un număr constant de cazuri, până când poate vor exista un vaccin, vom ști cum să tratăm mai bine. Deci nu știu. Data festivalului este bătută în cuie? Da, data festivalului este bătută în cuie. Și restul, unele sunt, altele pe cale de a fi și altele în stand-by ca să noi, nu vă plictisiți, nu de altceva. Noi ca organizație acum suntem implicați în organizarea premiilor GOPO. Practic facem un soi de repetiție pentru TIFF. Acum vi s-au adunat toate așa, se încalecă.
Da. Facem un fel de repetiție înainte de, de festival. Vom ști cam cât durează să se facă accesul în, în interiorul spațiului în care se proiectează filmele. Vom ști cum se fac, cum se fac triajele și așa mai departe. Deci noi suntem în perioada asta în, într-un soi de repetiție. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Oana Giurgiu. Data viitoare, în mod sigur, vom avea și mai multe chestiuni bătute în cuie. Mult succes și să ne revedem cu bine și, și tot așa de optimiști cum, cum ești acum. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc! A fost Oana Giurgiu, mergem mai departe. Distincție importantă pentru Complexul Muzeal Astra din Sibiu. Instituția a fost decorată cu Ordinul Meritului Cultural în grad de cavaler din partea președintelui Klaus Iohannis. Muzeului din Sibiu i-a fost recunoscută astfel activitatea îndelungată de conservare a tradițiilor populare de pe întreg teritoriul României. Distincția prezidențială a fost înmânată conducerii Complexului Muzeal Astra Sibiu de vicepremierul României Raluca Turcan pentru meritele pe care instituția culturală le-a acumulat de-a lungul celor mai bine de 100 de ani de activitate. Așadar, domnule director Ciprian Ștefan, pentru echipa Muzeului Astra, permiteți-mi să vă mânez această distincție din partea domnului președinte Klaus Iohannis, Ordinul Meritului Cultural în grad de cavaler. Conducerea Complexului Muzeal spune că distincția vine alături de alte premii internaționale pe care instituția le-a primit în ultimii ani pentru a confirma că munca de restaurare, conservare și turism a echipei de specialitate nu este în zadar. Ne bucură tare mult asta, mai ales că Măria sa, țăranul român, țăranul sas, țăranul ungur, romii și toate etniile colocuitoare care sunt ilustrate în muzeu meritau așa ceva. Noi existăm datorită acestor etnii conlocuitoare datorită ruralității din România. În această perioadă, instituția sibiană își primește vizitatorii în muzeul în aer liber din Dumbrava, Sibiului, cu respectarea normelor sanitare și a recomandărilor de distanțare socială. Din 15 mai am deschis muzeul și dacă în primele două weekenduri eram undeva la 45-50% din de vizitatori de anul trecut, acum acest încet ne apropiem de 70-80% din numărul total de vizitatori. Am revenit în platou. Felicitări celor de la Muzeul Astra, la mai mare. Merită oamenii aceștia pentru că fac o muncă fantastică acolo la acel muzeu. Dar și la Cluj se întâmplă chestiuni foarte importante. Centrul de interes se redeschide în data de 26 iunie, adică peste 3 zile. Mai multe aflăm de la domnul Florin Ștefan, președinte al Federației Centrul de Interes. Bună seara! Bună seara! În primul și în primul rând, domnule Florin Ștefan, pentru necunoscători sau prea puțin cunoscători, despre centrul de interes, ce puteți să ne spuneți ca să intrăm direct în miezul problemei? Centrul de interes, în primul rând, este o locație unde își desfășoară activitatea mai mulți artiști, fundații, asociații și care peste toate sunt coordonate, majoritatea dintre ele, de o federație, care se numește Federația Centrului de Interes, și care se ocupă cu arta contemporană, asta dorim să facem, și deja am împlinit acum 3 ani de când ne-am deschis și credem că am devenit destul de importanți în peisajul cultural al Clujului, și că suntem reprezentativi și ne bucurăm. Am avut parte în acești ani de un public fabulos. Am avut o mulțime de expoziții, de acțiuni, artiști în rezidență, artiști care sunt acolo și lucrează în acest spațiu, deci un hub, un fel de incubator de artă, de jos în sus. Și care... Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, acum că ați atins treaba aceasta cu incubator de artă, știm foarte bine... Foarte multe astfel de proiecte au luat ființă, au luat naștere în, hai să zic, în ultimii 10 ani, 15 ani, nu numai la nivel de Cluj, în toată țara. Conlucrarea există între aceste centre? Nu știu, mi-este foarte greu să zic, pentru că, cel puțin în momentul de față, nu există un altul de talia aceasta. Sunteți singuri, da? E ușor să fii singur pe piață.
vreau să pot să spun cu mândrie că suntem cel mai important și mai mare centru independent din România la ora asta. Deci nu sunt foarte multe, nu e simplu să coordonezi așa o mișcare destul de amplă care o facem noi aici și sunt un fel de spații de artă cu sale la Timișoara, mai există, știu, probabil și la București niște asocieri, dar nu în felul acesta. Și aici, sigur, se tot vorbește și se vorbește de crearea unui centru a orașului, să lucrează la povestea aceasta, dar nu e foarte simplu ca să se pună pe picioare, cum sunt în apus încă. Așa că noi stăm și încercăm să rezistăm. Sper să nu avem probleme. Bine, nu suntem singuri. Da, am înțeles. Bun, cred că toate acestea, dacă greșesc, vă rog să mă corectați, au apărut și mai accentuat după un moment destul de neplăcut când în plin centrul Clujului a dispărut de pe o zi pe alta acea galerie, da? A artiștilor plastici. Probabil și asta a dus la răspândirea unor astfel de încercări. Hai să vorbim un pic, stimate domn, despre data de 26 iunie. Văd că și la dumneavoastră, așa că ca și în alte părți, se redeschid activități, ceea ce este un lucru foarte benefic pentru clujeni și nu numai. Da, a fost o discuție chiar cu domnul primar, am avut o întrevedere online, direct, noi câțiva am fost în direct și alții din sectorul cultural, că se punea problema dacă să fie susținut anul acesta sau nu. Domnul primar, până la urmă, a înțeles importanța care o are și cultura ca să nu se prăbușească în anul acesta, pentru că la anul nu mai culegem nimic. Și am spus atunci că noi suntem, cum aș spune, fericiții care, dintre toți ceilalți, avantajați de situația aceasta în care tu poți să faci expoziții și ele să fie vizitate, chiar în condițiile și limitele acestea impuse de starea de alertă, pentru că noi putem să nu adunăm o mulțime de oameni cum făceam anii trecuți la marile vernisaje, marile deschideri și să facem pur și simplu o vizitare pe o perioadă de timp în care oamenii pot să vină să consume arta și să aibă, să beneficieze de toate aceste avantaje. Sau o altă variantă, vernisaje mai multe, mai mici. Vă spun, vineri, în 26, noi nu vom avea o deschidere cum am avut de obicei, când la noi în fabrică ajungeau în jur de 800-900 de oameni la o deschidere, ceea ce era fantastic. Acum va fi un decalaj între de la ora 3 la 7, în care oameni vor veni să viziteze și vor fi grupuri limitate în limitele permise de lege și vor intra, când vor ieși alții, vor intra ceilalți și o să fie Adică fluxul va fi continuu. Ce vor vedea acești oameni care vor intra în acest spațiu? Vor vedea o mare expoziție, deci tot spațiul acesta de aproape 1000 de metri pătrați, care e impresionant și înalt, foarte înalt acolo, vor vedea 24 de artiști expuși, care sunt în majoritate, 20 sunt de la noi din fabrică, și care au petrecut ca toată lumea perioada izolarea asta și au avut problemele care le-au avut existențiale și probabil unii le-au văzut ca pe un avantaj, alții nu. Noi am zis, este momentul să susținem creația acestor artiști din interior. De obicei am invitat din țări străine artiști care să fie emblematici, care să fie modele și să fie văzuți de publicul clujan. Acum ne-am întors la oamenii noștri într-un moment de critic, să zicem noi, și încercăm să-l facem în avantajul lor și al nostru. Iar numele este, mi se pare, semnificativ ales de curatorul expoziției, care este și el un artist din fabrică, Il faut cultiver notre jardin, adică totuși trebuie să, cu toate relele care se întâmplă în aceste vremuri, trebuie să ne uităm puțin spre grădina noastră, să ne cultivăm. Are o structură aparte această expoziție? Este o participare generală cu oameni care încearcă să se lege de acest subiect. Deci curatorul, cel care a avut ideea și care se ocupă de expoziție, a vorbit cu fiecare în parte și a explicat opțiunea și ei, mulți artiști, mai ales care sunt conceptuali,
au gândit probabil unele lucrări în acest sens. Alții cu lucrări care au stat în atelier și nu au fost văzute, a sosit momentul să le scoată în fața publicului. E un fel de a ne prezenta lumii. Uite, ați pomenit la un moment dat acest moment neprielnic și pentru artiști. Totuși, îmi permit să vă întreb, a avut și un moment benefic toată problema aceasta care s-a abătut asupra noastră, a tuturor? Vorbesc acum în speță despre artiști. V-a ajutat cu ceva? Dacă mă întrebați așa, și e o chestie personală, chiar mă uitam, fac o analogie foarte scurtă, mă uitam la un concert pe care marele muzician Prince l-a făcut la Rose Bowl în Statele Unite în 2007 și atunci o ploaie foarte puternică, o furtună impunea să nu aibă loc acel concert unde era toată lumea venită și așa mai departe. Și l-au sunat pe artist cei de la, din echipa tehnică, pentru că era aproape imposibil să aibă loc acel concert. Și l-au întrebat, ai văzut că plouă? Și a zis, da. Și el le-a spus atunci, poți să faci ploaia puțin mai tare? Și ei au ținut acel concert într-o furtună, într-o ploaie, dansatoarele cu tocuri de 8 cm, cu totul glisa și publicul care a înțeles că trebuie să se elibereze și au creat un avantaj dintr-un dezavantaj. Cumva și noi, statul acesta, reflexia asta pentru noi artiștii vizuali, mi se pare, poți să o faci benefică, dar totul depinde de noi. Eu personal cred că a fost benefic pentru mine și din ce am mai vorbit și cu alți colegi, am știut să undeva, sigur, financiar și ăsta au fost foarte mulți atinși, loviți, cum se întâmplă cu toată lumea, dar undeva în ceea ce facem noi, eu cred că un moment de reflexie de acesta poate să te facă mai puternic. Dumneavoastră personal și colegilor dumneavoastră le schimbă cumva viața această perioadă? Acum vorbesc despre viața artistului. Eu cred că e greu să spun exact în momentul ăsta, dar răspunsurile vor veni. Cred că în cascade. În cascade, da. Anul ăsta, anul viitor, vom vedea. Încă o dată spun, mie să mă opresc, pentru că și eu sunt implicat în foarte multe. La universitate predau, mă ocup de centrul ăsta, mai și pictez, mai fac și diverse lucruri. Statul ăsta, izolat și așa, mi-a permis să mă îmbogățesc cultura, să mă gândesc, să văd direcția, să fiu critic cu mine la ce am făcut până acum. Deci am încercat să... Bine, dar statul acesta, chiar discutasem și cu alte personaje foarte interesante până la un moment dat, că după aceea ai făcut curățenie, ai făcut curățenie mentală de toate, peste tot, le-ai reluat, ai făcut de 10 ori și la un moment dat, te oprești și trebuie să continui de acolo de unde ai pornit cândva sau unde te-ai oprit cândva. Trebuie să continuăm. Da. Pur și simplu, noi acum ce facem, adaptăm, am decalat puțin programul, l-am modificat. Am înțeles. Hai că suntem la finalul acestei discuții. Să revenim la oile noastre, cu permisiunea dumneavoastră, adică la data de 26 iunie. De ce să meargă lumea, cine să meargă, cum să meargă, inclusiv date din acestea sanitaro-tehnice, dacă ne dați, ar fi foarte bine. Da, asta e important să transmitem celor care vor să vadă. Deci să vină încă caz cu răbdare, deși eu nu mă aștept la un flux atât de mare în condiții. Deci toate în 26 iunie, ca să fixăm. Nu. Data de lansare este 26 și vreau să spun, pentru cei care nu pot în mod special să ajungă la această deschidere, pentru că nu e o deschidere specială, este o vizitare a expoziției, data de începere a acestei expoziții, care durează până la 1 septembrie. Deci este un timp destul de lung în care expoziția noastră poate fi văzută. Deci nu trebuie să se înghesuie lumea. Cei care vin, spațiul nostru este imens, permite, dacă ar fi 100 de oameni acolo înăuntru sau 150, nici nu s-ar simți. Dar legile ne permit altceva, deci o să fie fluxuri de numere restrânse, de 20, de nu știu, cam colegii mei știu. Vor fi la intrare, vor fi jos la casa scării, unii care vor anunța, mai intrați, mai ieșiți, dacă se ajunge la aglomerare, că nu. Și, bineînțeles, toată mulțumesc. Lumea trebuie să... Mulțumesc foarte mult, succes mult și dați-i bătaie și pe mai departe, nu vă mai opriți fără frână de mână.
Nu ne oprim, că acum am înțeles că trebuie să nu ne oprim. Mulțumesc, deci, mulțumesc foarte mult, Florin Ștefan a fost alături de noi. Mulțumesc și dumneavoastră, dragi spectatori, pentru că ați participat și la această ediție actual regional. Mâine ne vom revedea. Doar atât vă spun din sumarul zilei de mâine. Vom avea parte de o discuție transatlantică, hai să zic așa, foarte interesantă. Un antreprenor plecat în Statele Unite de decenii bune, de aici din Cluj, din România, și un antreprenor de succes din Cluj vor fi într-un duo de față cu dumneavoastră. Toate cele bune, aveți grijă de dumneavoastră. La revedere!